Zeci de credincioși ortodoxi au mers astăzi, 29 iunie, la biserică pentru a se ruga Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cei doi sfinți sunt sărbătoriți împreună întrucât au murit în aceeași zi, pe 29 iunie, în anul 67, în timpul prigoanei creștine declanșată de împăratul roman Nero. În credința creștină, Sfântul Petru este considerat piatra de temelie a credinței, iar Sfântul Pavel a fost numit vas ales al alegerii dumnezeiești. Pentru ce ne putem ruga decât, în primul rând, pentru sănătate, așa, și na, să ne fie bine în casă, la toți, ce să ne fie bine. De păi, în primul rând, pe tatăl meu îl chema Petre. Și deci are oareși care însemnătate. Aveți sărbătoriți astăzi în familie? Nu am sărbătoriți, dar stau aproape și... Vă la biserică? De câte ori pot pe aici. Mă plin cu copilul și de ori intru în biserică. Credincioșii s-au rugat pentru sănătate, dar și bunăstare. Se zice că atunci când Sfântul Petru plesnește din bici, din acesta sar scântei ce, căzute pe pământ, se transformă în licurici. O legendă populară spune că atunci când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, Sfânt Petru cheamă balaurii și pornește grindina asupra păcătoșilor, punându-i în pericol. Avem o mare sărbătoare astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Este vorba de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, cei care ne arată, iată că se poate trăi creștinește în pace, în liniște, ca și frații. Ei n-au fost amândoi din rândul celor 12, dar sunt cinstiți împreună pentru că au împlinit cuvintele Evangheliei, cuvintele Mântuitorului, de a ne iubi unii pe alții și de a împlini cuvântul dragostei pentru aproapele. În tradiția românească, sărbătoarea Sfinților Apostoli este cunoscută și sub denumirea de Sfânt Petru de Vară, marcând astfel miezul verii agrare și începutul secerișului.